Arbitrajului, a spus Sorin Cârțu la finalul meciului Pandurii FC Vaslui 1-0. Antrenorul gazdelor a fost eliminat după ce a aruncat cu o sticlă de apă înspre arbitrul Marius Avram. Tocmai pentru nervi îmi luam o jumătate de Sanac și așa, aveam o sticlă de apă în mână și am dat cu ea și sigur a sărit înspre partea aia acum. Eu știu, facă ce vor, ce... Minutul 50 al partidei Pandurii FC Vaslui a fost cu ghinion pentru antrenorul gazdelor. Sorin Cârțu a aruncat cu o sticlă de apă spre arbitru. Meciul a fost întrerupt și antrenorul gazdelor a fost poftit în tribună. Inițial, Cârțu a refuzat să plece de pe bancă, însă până la urmă a plecat, dar după ce a strâns mâna lui Marius Avram. Și acum vine și face corect, nu pe ăla, ai călcat acolo, parcă suntem la Piua când se joacă copii, ai călcat linie. În minutul 68, Neagu a țintit bara porții lui Mingote. Cu un sfert de oră înainte de final, Pandurii au marcat prin Alexandru Pițurcă, cel care a înscris din a doua încercare. Vasluienii au terminat meciul și înfrânți și fără îndoie, eliminat în minutul 86 după o intrare dură la stângă.